Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi vom afla de la ce vin denumirile de Antarctica și Arctica. Unii oameni își amintesc diferența în funcție de animalele care trăiesc acolo. Urșii polari trăiesc în Arctica, la polul nord, în timp ce pinguinii trăiesc în Antarctica, adică în emisfera sudică. Dar hai să aflăm ce înseamnă Arctica și Antarctica. Cuvântul arctic derivă din arctos, cuvântul grecesc pentru urs, adică locul unde găsim urși polari. Având această nouă informație în minte, veți realiza că prefixul anti înseamnă opus, definind practic un întreg continent prin absența urșilor. Așadar, dacă vedeți un urs polar, fie el pe jos sau pe cer, veți ști că vă aflați în Arctica. Iar dacă vedeți pinguin, vă aflați în Antarctica. Atât despre natură și geografie pentru astăzi. Eu sunt Timo Moraru, numai bine, pe curând!